Totul se întâmplă cu o viteză nebună. Ai, așa de tare tot ce se întâmplă. Chiar dacă știm sau nu știm, simțim, chiar dacă nu simțim, primim. Dar e atât de puternic, e atât de frumos. Și acum e nevoie de multă, multă răbdare. O căutăm în noi. E așa de frumos, o să fie o nebunie în septembrie, o să fie totul dat peste cap. Abia aștept să văd prin ce trec. Mai sunt niște cum zbori cu avionul și sunt gropile alea de, da? Și nu știi ce se întâmplă. E așa și energetic. Și ieri am căzut într-o groapă, într-o groapă energetică, am zis că nu știu dacă mai ies din ea, da? Da. Și trebuie să avem multă, multă răbdare, avem senzația că toată lumea e împotriva noastră. Da. Acum mi se pare comic, dar ieri la servici, mi s-a părut deloc. Da, și nu e vina nimănui și, vai, multă răbdare trebuie să avem. Noi cu noi, în primul rând. Și unii cu alții. Și atât de frumos cum se schimbă totul. Simți, vezi. Eu am ajuns atâția ani de exerciții și ajung să nu fiu de acord cu despre ce a fost vorba, despre ce am exersat. Adică fantastic. Răbdare, 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 răbdare. Superb. Și mă bag în față crezând că trebuie să am și o părere. Adică nu tac și nu ori, da, mai tac, mai intru în mine și mai... Da, da, da. Multă, multă răbdare, multă, multă răbdare. Și fără frică, așteptăm septembrie, care e acum, în clipa asta, da? Sunt toate lunile împreună, sunt toate, 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 toate în clipa asta. Și cum e clipa asta, se întâmplă și următoarea clipă și tot așa. Vai, ce frumos! Fantastic! E ca și cum am trecut prin toate, prin toate transformările. Și acum ne întoarcem, ne întoarcem înapoi și curățim ce... Fantastic! Deci face loc acum. Se deschide aici. Și din durere în plăcere. Din durere trece în ceva normal. Ceva care trebuie să fie tot timpul. Deci tot timpul trebuie să curgă energiile fără să se oprească, fără blocaje și fără... Dar cine a fost să ne învețe? De unde să știm noi? Ei, acum învățăm cu răbdare. Ai, n-am crezut niciodată că o să am așa de multă răbdare. Eu cu mine și cu cei din jurul meu.